Bună ziua! Acesta este primul vlog pe care îl fac, în afară de blog 1. Acest joc se numește Codenamekyo și sper să meargă. Înainte mergea, după aia a venit o fază unde nu vrea să meargă și nu știu de ce. Da, acest joc este gratuit, îl puteți lua după Steam. Și dacă vreți să luați, aveți nevoie de un cont Steam, deci aveți nevoie de Steam pe desktop ca să se meargă, iar apoi se intrați pe Steam să vă faceți cont. Și după aia, dacă l-ați vedea pe tati. A, nu merge. Deci după ce vă faceți cont, căutați pe Steam Codenamekyo și apoi îl puteți lua. Pentru un motiv sau altul, nu vrea. Da, o să pun asta aici și asta aici. Făcut un pic curat, deci a trecut decât un minut, da? Nu știu dacă puteți vedea partea asta de aici. Și da, primul lucru pe care o să joc și o să fac un videoclip o să fie Team Fortress, pentru că, ne! M-am mai jucat un pic înainte să mă apuc pe videoclipuri și, da, încep și eu să fiu să fac videoclipuri pe YouTube, să fiu un YouTuber. Deci, Steam, ai nevoie de Steam, îl vedeți aici, îl instalați, o să vă arăt aia în episodul următor, și Team Fortress, îl luați după... Team Fortress e gratis, deci o să încerc să-l joc și o să vedeți cum e. Asta e un first person shooter sau un FPS, depinde dacă știi sau nu, deci FPS egal first person shooter, ca să înțelegeți. E un joc cu mai multe echipe, să zicem, un joc cu mercenari. Deci doi oameni care și-au luat... Deci asta e Valve, e de la Valve, nu știu dacă îl puteți vedea. Și, da, jocul acesta este destul de calm și ușor, dar pentru niște motive nu știu ce are, de nu vrea să mă lasă un joc. Ce vorbe serio? Ce are? Ce? Dacă știți voi ce are, spuneți în comentarii, vă rog, pentru că n-am chef să stau 5.000 de ani până își dă seama că vreau să mă joc niște Team Fortress. Și unele jocuri care e multiplayer, de exemplu Team Fortress, nu vor să meargă. Codenamekyo, Team Fortress, s-ar putea nici asta să nu vrea să meargă. Și trebuie să aștept un milion de ani pentru că laptop de 5... de câteva zile și nu vrea. Trebuia să vă zic în celălalt episod, blogul nu, stați așa. Așa, acum puteți să auziți ceva. Dacă auziți ceva pe fundal, atunci când fac videoclipuri, s-ar putea să fac când părinții sunt acasă să uit la televizor sau altceva. Deci, dați Find Game, da? Și ar trebui să vă arate astea. Să vă arate că puteți să le jucați. Dar mie nu mi-arată. Not currently connected to save, please try again a few minutes. Deci nu vrea. Nici aici nu vrea. Training. Pentru că deocamdată, na, nu prea știți că să nu știu ce. Deci, mai întâi o să mă duc printre toți, deci printre toate. Ăsta e un videoclip de bază pentru TF2. Cei care nu-l știu sau abia acum l-a luat. Să vă arăt ce face fiecare. Doar așa, că, na, unii și-au luat și nu știu și stau 5 ani până nu știu ce.
stați să așteptați un pic, acest joc e cam mare, după grafică. Cu toate că uneori e 2D, adică ceva desen. După cum puteți vedea, Spy, am jucat o grămadă cu Spy, am jucat de moment, deci aproape cu toate, în afară de Heavy și de Medic. Mă rog, de Medic, Medic nu prea am jucat. Cu Heavy, am jucat foarte puțin. Da, cu, o să vă, Spy a fost, Spy este cea mai bună, cea mai o mare calitatea mea. Vorbesc serios, dacă intrați pe unul cu roboți, mai bine vă face Spy și după ce vă arăt ăsta. Da. Și cu Spy aveți o critică care apare decât la cuțit. Nu, apare la cuțit critica, că aveți critică și pe pistol. Numai atunci când... Ce? Da, nu știu ce are. Numai atunci când te duci în spate, vrei să-i dai una la spate cu cuțitul. O să intru în Steam să văd dacă pot să fac ceva. Trebuie să așteptați un pic. A trecut 6 minute. Nu prea mă ia mult. Rupă să-mi marian. Chid ăsta. Codnicu, cam așa e. Și a Creativerse e un fel de Minecraft. Galactic Junk Lead. Vă dați seama. Galactic Spațiu Junk Lead. Trebuie să vă faceți nave din, cum se cheamă, din de la mod. Da, apropo, dacă vreți să vă faceți prieteni cu mine, vedeți aici, contul meu, Turcu Cosmin, Marian, aici, fără pauză, Heroes in General, ăsta chiar îmi place, dacă m-aș putea juca pe el ca lumea, m-aș juca ore întregi, ore întregi. E un joc din al doilea război mondial, tot ca un fel de TF2, cu trei lucruri. Robocraft. Robocraft l-am văzut mult la Max Infinit, dacă vreți o să vă scriu pe undeva, pe aici, la, pe aici pe undeva. Sau să vă căutați Max Infinit pe YouTube și, deci Robocraft, vă dați seama, pauză și, da. Team Fortress, cam așa arată, și ăsta e, dați, așa arată, Transmissions, Monster Slicer, da, ăsta e un joc bazat pe TF2 și Garry's Mod, Unturned, un joc fost apocaliptic de supraviețuire, trebuie să supraviețuiești cu ce ai. Mașini, cuțite, arme, de toate. Toți. Aici și aici. Da, și cam astea sunt jocurile mele și s-ar putea să fac unele. Garry's Mod e singurul pe care pot să-l fac, deci o să încep el. Dacă vă apare ce mi-a apărut mie cu Do You Want to Allow This App, nu știu ce, Garry's Mod X, yes. Garry's Mod normal îți arată asta pentru că Steam și dacă vă luați Steam, atunci... Vă puteți juca fără să vă apare nimic pe ecran. Nu știu dacă vedeți mâna, deci unde am mouse-ul, pe aici, pe undeva. Fac un rotund. Da, și cam asta e. Și... Da. Acum nu prea vrea el să facă atât de repede și s-ar putea să intru în el fără să îi zic eu. Deci cam... Garry's Mod este un, la, dacă v-ați uitat la primul Garry's Mod, este un joc pe care îl puteți, vă puteți crea lucruri. A, uitați că o să-mi intre acum, cred că nu mai e, da, i-a trecut faza, firar să fie, da. Dacă vă întrebați ce Windows este ăsta, pe care l-am eu, este Windows 10, pe care mi l-a băgat tati. Da. Și cam asta a fost, al doilea videoclip, cred că și ăsta o să fie tot un vlog. Da. Pa, pa, și fără cuvinte. Peace out!